Salutare, nocivanilor și ratonașilor, și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Ei bine, de data aceasta o să încercăm un episod mai troll. Bă, fii atent că fac aici băieții mei clan chest-ul. Da, bă, intrați și voi în clanul ăsta, nocivanii, că deja suntem bătă rău. Nu mai suntem nici măcar 50 de membri. O să încerc să joc și eu mai des și să facem și noi clan chest-ul ăsta. Pentru că nu-l prea facem. Vă zic sincer, suntem cam blană la clan chest. Și o să încercăm un deck troll. Haideți să vedeți despre ce vreau eu să spun. Deci o să punem cele mai ieftine cărți. Pac. 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 Efectiv, cele mai ieftine cărți ale mele o să le folosesc într-un deck și să vedem dacă avem vreo șansă să câștigăm. Mă, nu sunt tocmai cele mai rele, dar nici nu prea am ce să fac cu ele, sincer. O să încercăm. 1,7, ești nebun. Oh my god. Pot să dau upgrade la ăsta, dar nu știu dacă vreau. O să vreau upgrade, pentru că îl folosesc în deck, în deck-ul meu principal. Ok, no, fraților, ăsta este deck-ul. O să fie interesant. Pentru cei care nu știu și dacă mai apucați, nu știu când o să pun episodul ăsta, puteți strânge 250 de gemuri gratuite, fraților. Trebuie doar să vă jucați battle normal, să distrugeți cât mai multe turnuri și primiți cât mai multe punctulețe. În acest episod o să încerc să deschid și giant chest-ul, dacă se poate, și să deschid și crown chest-ul. Așa că s-ar putea să aveți și un case opening pe acest episod. Dacă vă place Clash Royale-ul, dacă vă place ceea ce fac eu pe canal și pur și simplu, dacă vreți să mă susțineți, dați acolo un like, un share și un subscribe. Să facem măcar 300 de like-uri la acest episod. Și hai să dăm cu battle-ul. Sunt curios dacă am vreo șansă. Este 3:05 dimineața când filmez eu. 3:05 minute. Hai să vedem. O să încerc în direct așa, tabarless. Ești prost? Oh my god, bine că ai, frate, și tu Mega Knight. Băi, frate, am intrat și eu, am reușit și eu să intru în Arena 10. Și ghiși ce, mă? Trebuie să fie în pana mea. Numai cu Mega Knight, toată lumea să aibă numai Mega Knight, Mega Knight, Mega Knight. Dar mai oprește-te, măi, mai potolește-te. Ioi. Mă, sper că nu mi-o omoară din... Mi-o omoară dintr-un hit. Nu cred. Ha, trebuie să ne gândim puțin. O să facem așa, așa, așa și așa. Și dacă pune iară Mega Knight, tu turbezi. Nu pune Mega Knight, te rog. A, bine că ai din ăla. N-am mă nicio șansă. Bă, dar deși uite că i-am dat ceva de mii, să știi. Adică, cât de cât, tot am făcut treabă. O să punem aici. O să punem așa. Hai, ticule, hai, ticule. Golemul. Punem aici în spate. Nu cred. Bă, tași că-i bine, mă, nu-i rău. Nu mă așteptam totuși să rezist atât de mult. Nu, nici nu dau eu damage, dar... Adică deja mă conduce. Pana mea. Trebuie să ne gândim puțin. Să așteptăm să pune el Mega Knight-ul. Să punem Ice Golem-ul. Dar probabil o să pune el acum Mega Knight-ul. Fuck it! Nu știu cum să joc în pana mea. O să încerc să spamez doar trupe, na. Pana mea. O să spamez doar trupe și o să sper. Dar degeaba, că mi-a pus execuționerul ăla acolo. E gata, șmecheria. N-am nicio șansă, nici o șansă. Mai încercăm încă un meci după, nu ne lăsăm așa repede, dar meciul ăsta e pierdut. De ce trebuie să aibă el Mega Knight? Explicați-mi și mie, de ce? De ce, pana mea, el trebuie să aibă Mega Knight mereu? Poate luăm și noi turnul. Dar luăm pe naiba. Oricum ne-o bătut jos acolo. Nu mai avem nicio șansă. Na. Și uite așa picăm noi din Arena 10. Vreau să fac și eu un episod și uite ce se întâmplă. Da.
Nasol. Mai dăm un match. Ce se poate întâmpla mai rău de atât? Let's go. Nu știu ce să fac, să dau direct drumul. Mă, să dau direct drumul la trupe, mă, că nu mă joc, mă, de fapt mă joc. Dacă, ia. No. Ce tare am fost, am pus două rage-uri. What the fuck? Nu știu ce am încercat acolo, sincer. Hai să vedem. Oh my god. Nu, de ce, de ce? Efectiv nu l-am putut opri, fraților. Mamă. Stai, ce? What? Deci nu prea funcționează deck-ul ăsta, fraților. Da. Cred că nu funcționează. O să încerc să... Am înțeles. Da, nu... Da. Bă, eu măcar încerc încă. Hai de capul meu! Ce șansă să am, mă, bossule? N-am nici cea mai mică șansă. N-ai cum. Bă, n-ai cum. Și acum o să, iar o să pună chestia, fii atent. N-o mai apuca măcar. Da, degeaba, oricum. Deci n-am ce să-i fac, efectiv. Nu am trupe care să reziste. Îmi dă ceva AOE și-am picat direct. Fii atent că iar îmi dă săgețile. Deci direct săgeți îmi dă acum. De fapt nu mai are pentru ce să-mi dea. Ai mai dă și noi damage, așa. Da, deci... Nu, n-o mers. O să încercăm să jucăm un alt match numai cu spelluri. O să încercăm să jucăm un alt match numai cu cele mai scumpe cărți. Și nu știu, mai facem challenge-uri de genul. Dacă mai aveți și alte challenge-uri pe care ați vrea să le fac, să-mi spuneți și le facem, de ce nu? Hai să mai încercăm în pana mea. Nu știu ce șansă mai avem noi. Doar așa să-l plimb, știi, dar mi-e destul de greu și să-l plimb. I-am dat rage, din greșeală am dat rage. Bă, uite că nici măcar n-a murit ăsta, bă. Pana mea. Măcar să nu mai ia încă un turn. Deci măcar să nu mai ia încă un turn, să nu-i dau din alea gratis. Gemul gratis. Aoleu. Dar oricum degeaba au făcut chestia asta, că nu o să-mi ia baza. Sau? Uai ce mă bucur. Uai ce mă bucur. Ție pe fraiere. Bă, nu știu dacă mai are vreun sens să încerc. Cred că putem deschide, nu? Nu, ne mai trebuie încă un match. Deci mai jucăm încă un match numai pentru asta. Dar mi-e ciudă că... asta este, am vrut să joc cu deck-ul meu, dar n-avea sens. Că dacă am zis că fac chestia asta, păi fac chestia asta. Pe Supercell îl batem. Presimt eu așa că o să-l batem pe Supercell. Ia fii atent aici. Fii atentul numai aici. Fii atentul numai aici. Fii atentul numai aici. Cum îl distrugem. Mamă, fii atent, fii atent că n-are ce să se apere. Ba da, are. Are Becca. De ce? Oh my god. Oh my fucking god. Du-te pe golem, du-te pe golem, așa, așa, așa. Ma. Bă, măcar nu mă... Ce? Nu da hit. Bine că nu da hit. Oh my god. N-am ce să-i fac. Efectiv, mai mult decât să mă apăr în ultimul hal, n-am ce să fac. Și la un moment dat o mă rupe. Deci rupe ai pont. Da. Hai să ne mai gândim. Deci, fraților, pentru voi am căzut din Arena 10. De-abia am ajuns în Arena 10 și am căzut. Aie. Haide, bă. Bun. Ma, nici el nu poate să-mi dea prea mult damage, dar nici eu nu pot să-i fac nimic adevărului. Așa că... Hai să încercăm să
Să facem ceva totuși, dar nu prea ai cum. Uite-te că are cărți prea bune. Adică oricine cred că ar avea cărți prea bune împotriva deck-ului meu. Adică nu cred că e foarte greu. Mă tot gândesc ce aș putea face. Bă, sincer, și un legal ar fi bun pentru mine. Așa că hai să încercăm măcar un legal să facem. Bun și egalul, dar nu știu dacă sunt în stare să fac și egal. Cam greu să fac și egalul, sincer. Hai să încercăm să-l atacăm și noi, pe o parte, că așa nu facem nimic dacă nu-l atacăm. Da, bine, are zep, ce pana mea pot să-i fac? Orice spell la oie, cât ar da el de puțin, tot e extraordinar de bun împotriva deck-ului ăsta. Hai să încercăm să ne apărăm. Hai, zi, dar n-am șanse, trebuia să-i dau un zep. M-a bătut. Da. Bă, măcar am încercat. Deci să nu folosiți niciodată un asemenea deck. Că nu-i ea bună. Deci nu. Nu vă sfătuiesc. Hai să vedem dacă putem deschide și noi Giant Chest-ul, cum v-am promis. Măcar pentru asta să vă fi uitat. Da, putem. Deci putem să deschidem Giant Chest-ul și din păcate Crown Chest-ul nu putem, dar aia e. Poate picăm și noi o legendară. Doamne ajută. Hai să vedem. Și Giant Chest Case Opening. 735 gold. Șpoc. 8 arcaș. Șpoc. Poison. Și hai să zicem, să facem o incantație. O să pice legendară. O să pice legendară. O să pice legendară. Pică pe gămie și piciorul. Mamă, care mi-a dat Twister. Deci practic o pică legendară, dacă stau să mă gândesc. Legendary chest. Nice. Bă, pana mea e super, super. Bă, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. O să pice și legendara promisă. O să și filmez în momentul în care deschid legendara. Așa că nu vă faceți probleme. O să vedeți și voi ce o să-mi pice. Dacă vreți să faceți și voi un rost de gemuri gratuite, intrați cât încă mai este timp. Dacă cumva nu postez eu episodul ăsta prea târziu și atunci o să fie prea târziu, asta este. Dar puteți obține 250 de gemuri complet gratuit. Trebuie doar să vă jucați. V-am pupat, v-am țucat și nu uitați de like, share and subscribe. Pa, pa!